Adrian Nestase reacționează dur la documentul prezentat de Antena 3, atacuri fără precedent la adresa Comisiei Europene, papagalii. Antena 3 a prezentat un document care arată ingerințe ale Comisiei Europene în justiția din România. Documentul este datat 10 octombrie 2012, adresat Guvernului României și prezintă o listă de cerințe, în legătură cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurt descriere a situației curente și să se stabilească pași următori pentru cazurile de înalt corupție care îi cuprind pe Gheorghe Hopus, Adrian Nestase, Erban Berediteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiariu. Fostul premier, Adrian Nestase, a intervenit în direct la România TV subliniere și a lansat o serie de atacuri dure la adresa Comisiei Europene, dar subliniere și la adresa fostului presubliniere-dinte, Traian Băsescu. Mai mult, Nestase susține că a fost condamnat la ordinul Bruxellesului. Nestase se află printre numele apărute în acea presupus scrisoare. Mecanismul pe de la Bruxelles voiau să îl sprijine a sublinierea pe Traian Băsescu sublinierei pe cei de la PDL înaintea alegerilor. În acea listă nu figurau numele celor de la PDL. MCV încerca să rezolve chestiuni concrete. În acea scrisoare cu toate anexele se vorbe subliniere pe subliniere și despre decizia Parlamentului în cazul Victor Paul Dobre. Începerea unui dosar penal împotriva lui Dobre s-a început pentru a se scoate pe piacni subliniere de înregistrări telefonice. N-a avut nevoie de o decizie. După ce obiectivul a fost atins, pacientul Dobre nu a mai fost important. La fel subliniere și în cazul lui Borbelii. S-a pus presiune pe UDMR în contextul referendumului de demitere a lui Băsescu. Traian Băsescu a folosit culoarul de la Bruxelles ca să rezolve chestiuni politice cu adversarii săi sublinierei ai PDL-ului. În raportul din mai era o bucurie extraordinar ce fusesem condamnat. Papagalii de la Bruxelles nu au observat ce eu nu am fost condamnat în calitate de premier, ci de subliniere F de partid. Trebuie adus mai departe această cruciadă împotriva mea. Execuție politic de la Bruxelles comandat de la București subliniere T. E o scrisoare ru subliniere inoas pentru România sublinierei Bruxelles. Din păcate, România a acceptat aceste condiționalități, a tunat Nestase.